Să vezi oamenii vorbesc prin casă, atât de a convinge oamenii dinainte să vii la fermă să voteze împotriva Anei. Okay. Ana Maria mi-a spus clar că s-a întâlnit cu el în viața de zi cu zi în afară și că, inclusiv la o clinică unde s-au întâlnit ei, Piștereanu i-a spus pe cine să voteze. Ea a omis, nu a spus chestia asta, deși a fost un pic trasă de limbă, a refuzat să spună asta. De ce? Eu înțeleg și pe ea. Pentru că dacă te-a pus să spui un adevăr, dacă te-a pus să-l dai pe Piștereanu de gol, să spui ceva despre el, te ia la mișto, te calcă în picioare. Pe cine am convins eu și vă rog frumos să răspundeți sincer. Nu o să-ți răspundă nimeni. Ba da, o să... Hai să fim serios. Lasă... Și ce ați pățit, mă, toți să zic? Ce, mă? Și să se vă? Păi da. Nu e ok să aleagă altul pentru tine. Ce? Nu. De ce vrei asta? Elena și Șilescu, frate, ce e așa? Elena Șilescu, părinte, ce-ați Viviana? Nu. Pot să confirm că Piștereanu, că am vorbit despre chestia nu asta, bă, de ce Ana? Și mi-a spus, bă, nici măcar n-am rostit cuvântul Ana. Bun. You say jump, I say hi. How high? Păi nu mă interesează ce votezi tu, cum votezi tu, nu vreau când să te influențez. Când vine momentul să-ți spun. A, da? Da. Bine. În caz că trădează cineva, avem două variante. Ori... Ștreangu sau ghilotină manuală. Am să-i scriu în ordine alfabetică pe ai mei, care au mai rămas. Mihaela, și noi scriem și noi avem aici okay. Contabilitatea noastră. Care votați cei din afară cu adrese cu tot, da? Ca să nu mai stau eu să caut după aia. Întreb și încă o dată, Piștereanu, de ce ai votat-o pe Ana să pentru că a trădat, este extrem de simplu. Pentru că... A trădat, extrem de simplu. Piștereanu, trădarea. Ok, hai să definim ce... Păi ce să definim? Ce? Adică ce? Adică jocul ăsta, ferma, e doar despre strategie? Nici de cum. Gata, deja am început să-i deranjez iarăși. Păi stai, mă, vrei să vorbim? Păi da, vorbim, ca să ne înțelegem, nu? Ana și Ababei, noi aveam pretenția să nu ridice mâna, pentru că noi am mers împreună. Asta era problema. Da. Crede-mă ce spun, n-am făcut absolut niciun lobby vis-a-vis de numele Lescu. Ai încredere ce spun. Uite-te bun, pe înseamnă camera. Că circulă informație falsă despre tine. Bun. Dar tu nu știi cum poți să spun așa ceva când el a influențat pe toată lumea și toată lumea știe asta. Păi au venit 5 oameni la mine și mi-au spus, eu nu mai suport. Nu mă lasă ăsta cu votul lui. Îmi zice să votez pe ăsta și eu nu vreau. Eu vreau să votez pe altcineva. Când văd că tot insistă George, ia mai zis, bă, tate, lasă-ne, mă, și mai gândim și cu creierul nostru. Să bat. Că nu merge. Nu mai pot cu tensiunea asta din casă cu votul. Toată lumea spune asta. Hai. Tavi, Ana Maria, Andreea, nu mai vine în cap, dar au Cezar, Anisia, toți nu mai scăpau de Piștereanu în ziua respectivă. Crede-mă ce spun. Și să confirme colegii vor. Bun. Mai ascultăm vreo părere. Mai are cineva o părere directă despre Ana dintre cei care au votat? Pentru că ea așa asta vrea să audă. Da, lume. Și eu vreau să vorbesc, te rog. Bă, da, Giulia, poftim. Nu, întâi și întâi, Ana, cu tot respectul, dar ai spus aici niște lucruri foarte grele vis-a-vis de toată lumea. Viviana, am avut o legătură personală pentru că a fost cu mine în pădure, iar când am revenit în fermă, după, pentru că eu nu am stat foarte mult în fermă... Până aici foarte boring, nu știu. Da, da, fix, hai să... Ana, chiar te rog, Giulia. Fix despre mine. Ți se pare că e superioară sau nu înțeleg? Nu, Giulia, dar chiar nu, știu, nu pot să stau atât de mult la o introducere. Foarte, așa, foarte teatrală, ea se crede foarte superioară, Mihaela, îmi pare rău. Dar așa dar e sentimentul că, băi, pe care mi-l dă. Ea aștepta ca voi să fiți egal cu ea. Ok, bottom line. Whatever, că sunt freaking nu vreau boring. Doar să stăm okay, la o introducere. Nu contează, scuză-mă, Mihaela. Nimeni nu m-a făcut să mă simt atât de prost pentru faptul că eu nu mănânc carne. Ok? Este alegerea mea. Acum a început, perfect, așa, da. Ok. I'll be honest with you. Asta e un argument. Uite, în sfârșit a fost un argument. Zici că a venit aici la fermă. Doamne, Maica Domnului, ce mâncăm? Din ce am văzut eu, ai spălat la băiet, l-ai făcut masaj la băieți, ai făcut foarte multe lucruri și ai fost protejată multă vreme. Bravo! Good game, girl. S-a pus foarte bine pe lângă bărbații și a avut grijă de ei, dar cred că a făcut-o cu siguranță într-un mod foarte, foarte
strategic. Ana, vrut... știi de ce te-am votat? Este... Că așa a vrut cucul meu. E bine? Da. Mulțumesc mult. Pentru toți a devenit clar faptul că deciziile luate în urmă cu o seară nu pot fi însoțite de argumente pertinente și că demersul Anei Lesco de a afla adevăratele justificări nu se va soluționa. Am înțeles. Ana, nu o să obții în viața ta alte argumente decât astea. Eu știam că n-am soluționat. Dar îți mulțumesc din suflet că mi-ai dat ocazia să pot să mă... Am încercat, dar nu am avut cu cine.